Salut oameni buni, bine ați venit la un nou video despre FIFA 21. Astăzi se anunță tot ce este nou în FIFA 21 Ultimate Team. O să avem icon noi, avem un stadion de Ultimate Team customizabil pe care vom vedea, un mod de a juca co-op cu prietenii și așa mai departe. Însă, hai să începem cu acest trailer care doar ce s-a lansat legat de Ultimate Team. Vom avea aici o prezentare. Salut, guys. Cu tot ce este nou. Ei, stai așa, prea rapid. Asta este așa de prezentare. Asta e modul co-op. O să vorbească mai mult despre toate astea și cam așa va arăta stadionul final după ce joci, completezi multe obiective și îți poți face o arenă full customizabilă cu diverse coreografii pe acolo, cu lumini. Hai că n-arată rău. Sunt de interesat cu pele acolo, în peluză. To make your own and opportunities to team up with the fuck community. Welcome to the most social FIFA Ultimate Team ever. Oh. Mbappé! Allez les bleus! Want to take on the world with your friends and your ultimate team? Win together and get rewarded together in fuck co-op. Într-un final, co-op în Ultimate Team. Go head to head against other duos or solo players in FUT friendlies and vision rivals. Or play together against AI in squad battles. And earn progress in your individual weekly competitions that reward you for your team. Deci o să fie obiective co-op. Iată că este dă un Ultimate Pack. Nu cred că se va da un Ultimate Pack, este cam generos. Iată și așa un design de pack, o să fie cu Erling Haaland, João Felix, probabil și Mbappé, eu o să fie pe pachete cel mai probabil la FIFA 21. Deci o să fie Squad Battles, Division Rivals, poți juca cu încă cineva în aceste moduri de joc și să joci pentru premii. Cam asta e FUT Cup. Unite with other FUT players around the world with new FUT events. Are you hashtag Team Haaland or hashtag Team Felix? Pick a side and compete against the FUT community to unlock packs, coins, club items or players with new team events. Or work together as a global collective and earn shared rewards by completing objectives in community events. Astfel poți obții alte premii. Alegi o echipă dintre cele care vor fi arătate acolo. Acum a fost un Team Felix versus Team Haaland, dar o să fie și Team Premier League versus Team Bundesliga și probabil cu legende se va întâmpla la fel. Va trebui să marchezi cu un jucător pe care îl vrea ei sau pur și simplu va trebui să câștigi niște meciuri și în astfel de evenimente vei putea obține noi premii, pachete și toate cele. Destul de interesant. Players pass, save, tackle and score in the real world really counts in meaningful moments. Bullet headers could increase heading power. Goal saving tackles lift players tackling and long range screamers raise shot power. So when Trent hits a 20-yard perler in the top corner, boom, his free kick stats on his moments item get a boost to reflect. Alexander Arnold. Okay. Oh yes. When you're ready for a match, compete on your terms with improvements to core FUT modes that make games more. Deci, dacă o să ai un moment item, în funcție de performanțe în realitate, când va face ceva jucătorul, o să-și ia un plus, fie la finishing, fie la free kick accuracy și toate astea. Acum, nu știm care vor fi cardurile moments, eu n-am înțeles-o pe asta. Apoi vor fi anumite carduri probabil care vor apărea și vor fi cu astfel de booster când jucătorul va face ceva în realitate. Haideți să mergem mai departe cu core mode improvements. With improvements to core FUT modes that make games more rewarding, whoever the opponent. Go up against AI and squad battles to help you find your skill level in division rivals without the need for online qualifiers. Și avem noutate, da, confeti în spatele porții. Deja jocul ăsta e mult mai bun. The battle against other similarly skilled players around the world in division rivals. Where you'll be rewarded the first time you get promoted to a new division on your way to division 1. Ei, coins când promovezi. Cam atât. Și în rest sunt lucruri care nu cred că sunt atât de importante legate de division rivals aici. Or if you want to try something different, shake up your team with new live FUT friendlies where squad rules and house rules combine to give you a range of new matches that change throughout. Aici iată un nou mod de a vedea echipa adversarului.
Au lucrat și la chestia asta. Vezi cardurile și arată totul foarte bine aici. Sunt puși jucătorii cam unde vor evolua ei în teren. Welcome to your new home. FUT 21 takes customization to a new level with FUT Stadium. Inspired by some of the most intense atmospheres in world football and with endless ways to make it your own. From walkout music to goal celebrations. Ah, bun. Pyrotechnics to tifos, change every aspect to your taste and to flaunt your achievements. And that's not all. As your FUT club grows, so will your stadium, with new tiers and new ways to make it bounce. And a stadium that good. Acum, faza asta cu stadionul poate nu era atât de relevantă, puteai să joci și să fii mulțumit pe unul dintre marele stadioane din lume. Dar e o chestie interesantă la care se vede că au lucrat foarte mult, pentru că poți să-ți customizezi cum vrei, o să ai foarte multe moduri de a-ți customiza stadionul și poți să pui lucruri în stânga, în dreapta, poți să ai stema echipei favorite sau alte lucruri, plus fanii pe care vrei să-i auzi. O să alegi tu fanii de pe un anumit stadion pe care vrea să fie aici, cum ar fi, ai putea auzi You'll Never Walk Alone-ul de Perfield pe acest stadion pe care îl ai, sau o altă galerie. And a stadium that good deserves big name players. Lam. Introducing the FUT 100. Fernando Torres. 100 of the biggest icons to ever play the beautiful game. From Pele to Zidane, Ronaldo to Cruyff, and now Lam, Xavi. Eto, the greats are all here. Samuel Eto'o, Vidic, ești și el pentru că noi. With new ways to play with your friends and FUT co-op, new ways to compete and get rewards, and a fresh stadium to play in. Get yourself ready for the most social and customizable FUT yet. Așadar, avem câțiva iconi noi în FIFA 21. Unul dintre ei este Ashley Cole, un jucător foarte, foarte bun de Premier League. Un nou fundaș stânga în joc, posibil să fie o opțiune bună. Depinde acum cum vor face cardul lui Ashley Cole, care a jucat la Arsenal, la Chelsea, foarte multe partide jucate și pentru naționala Angliei. Și ar putea fi un fundaș stânga foarte utilizabil acolo. Acum avem momentan Roberto Carlos în principal. El era până acum jucător principal ca icon în FIFA 20 și în alte jocuri de când a fost introdus. Eric Cantona este un nou icon care deja a fost anunțat din timp. Posibil să fie center forward, să fie CF acolo în atac și să fie de asemenea un jucător foarte utilizabil. Depinde de nou cum vor face cardul, dar mare potențial și pentru Ashley Cole și pentru Cantona să fie super utilizabil în FIFA 21. Avem și alte legende care posibil să nu fie, din nou vom vedea și cardurile mai târziu, dar hai să vedem care este încă un icon de aici, și este Petr Cech. Cech a fost și el anunțat zilele acestea, un mega portar. E bine că avem un nou portar, pentru că a părut că mai e loc acolo de noi portari iconi în FIFA Ultimate Team și vine Petr Cech cu casca acolo. Era pur acum Iașin cu pălăria, dar acum alegem între pălărie și cască. Samuel Eto'o e în sfârșit și el aici în FIFA 21 Ultimate Team. Samuel Eto'o fantastic pentru FC Barcelona și țin minte că Eto'o când era FIFA avea un card excelent cu foarte mult pace și el a fost un super atacant, astfel că depinzând posibil de Wickfoot Skill Moves, dar cred că și acolo o să primească ceva stele, o să fie și el un super jucător. Deja câțiva fotbaliști care cu siguranță vor fi văzuți pe acolo prin Ultimate Team jucați. După el este Marele Lam, super introducere aici. Philipp Lahm este în FIFA 21, să vedem acum ce posturi vor fi acolo pentru Lahm, care a fost un jucător super polivalent, un super fotbalist pentru Bayern München și Germania. După Lahm îl avem și pe Puskás, care a fost dorit de foarte multă vreme. Ferenc Puskás, un goalgetter absolut pe vremuri pentru Real Madrid. Iată că apare și sistemul lui Real Madrid acolo, foarte bun detaliul ăsta pe Bernabeu. Ferenc Puskás sigur o să aibă un finishing senzațional. O să fie un card foarte interesant și acesta al lui Puskás. Schweinsteiger a fost și el introdus. Asta nu mă dă pe spate, nu știu dacă era neapărat
unul dintre iconii pe care îi doream în joc, dar apare și Schweine aici, astfel o nouă legendă de Bayern München de Germania. Torres însă este în FIFA 21, mamă, Fernando Torres. Țin minte că era Fernando Torres în FIFA la un moment dat atât de OP, efectiv era un mega atacant când jucai la Liverpool, era senzațional în FIFA și pe atunci și realitatea rupea tot. Deci sigur o să aibă carduri prime și prime în moment de mare învergură Fernando Torres. Pe lângă asta mai avem încă un Vidic aici. Vidic, tank defensiv. Ce jucător a fost Vidic? Și este și Xavi, ultimul dintre acești icon. Xavi apare în FIFA. Așteptam asta, e clar că și Iniesta va primi un card. Jucători uriași pentru FC Barcelona, care au făcut istorie acolo și au făcut istorie și cu Spania, care a dominat fotbalul în anumiți ani atunci, în 2008, 2010, 2012, când au câștigat două campionate europene, au câștigat mondialul. Xavi a fost punct principal și pentru Barcelona și pentru Spania și apare în FIFA, dar precum Pirlo, greu de crezut că se va juca cu el la Weekend League, că va fi un jucător pe care să-l cumpere neapărat la mijlocul terenului, pentru că altele sunt stațurile în joc care sunt foarte importante. Dar Xavi este acolo, poți face un mijloc Xavi, Pirlo, numai de jucători din ăștia super tehnici. Și cred că momentul lui sigur va avea 99 passing, măcar momentul lui Xavi. Mai avem și pitch notes aici, totul mai în detaliu, linkul este și pe primul rând din descriere dacă vreți să vedeți și să citiți acest document, în care se face așa o trecere printre toate lucrurile pe care le-au adăugat și de la ei. Food Co-op, cam așa o să arate meniul, dai per 2. Și aici o să ai toți prietenii disponibili online aici în FIFA cu care poți să joci. Cel care face invite-ul va juca capitan, se va folosi echipa celui care a făcut invitația. Este un lucru foarte important. O să se vadă în lobby cei trei jucători principali, cei mai buni trei jucători pe care i-are capitanul în echipă. Aici sunt Trent, Alexander-Arnold, Mbappé și Joao Felix. După care se va alege un mod de joc Squad Battles, Division Rivals sau Friendlies, unde se va juca co-op. O să fie premii la Battles și Rivals la co-op. O să se poată juca fie împotriva unui adversar care joacă singur sau meciuri 2v2. Cred că așa e cel mai bine, să joci un 2v2 dacă tot joci co-op. Cam asta ar fi toată ideea. O să fie acum top 200 la Weekend League, nu mai este top 100. S-a extins către top 200 pentru că erau foarte mulți jucători care terminau cu același număr de victorii și acolo se făceau departajare și anumiți jucători nu mai intrau în top 100 chiar dacă obțineau același număr de victorii cu jucătorul care era pe locul 100 în top 100. Un lucru foarte important însă, care vine abia la final, este că nu o să mai existe fitness și training items. Toți jucătorii vor începe cu full fitness, nu mai trebuie să cumperi squad fitness, player fitness. Era o povară, efectiv, era un lucru total fără niciun sens. Trebuia tot timpul să stai să vezi dacă ai fitness, să dai fitness după fiecare meci sau uneori te dai după 2-3 meciuri, dar era la riscul tău că pe final jucătorii nu vor mai evolua cum ar putea dacă le-ai fi dat un fitness. Acum se scoate acest lucru. Ei aparent îl făcuseră gândindu-se că o să existe o rotație, că îți faci mai multe echipe, dar bineînțeles că nimeni nu face asta. E bine că au scos fitness-ul și training itemurile care boostau stațiile unor jucători în anumite meciuri. Tot pe site-ul ei sunt și toți cei 100 de iconi, dacă vreți să-i vedeți, cei care au fost până acum și acești iconi noi. Avem Xavi, avem Eto'o, Fernando Torres. Uite, cu Torres vreau să joc neapărat. Deci Torres mi se pare senzațional. Torres, la momentul lui, a fost absolut formidabil. De asemenea, o să fie foarte interesant și Ferenc Puskás. S-ar putea să fie unul dintre cei mai tari atacanți din joc, depinde cum o să-l facă pe marele Puskás. Cam acestea sunt care am lansat despre FIFA 21 Ultimate Team și un nou video în care vă țin la curent cu tot ce s-a anunțat despre FIFA 21. O să mai avem săptămâna aceasta despre Volta și Career Mode, lucruri noi anunțate. Nu voi face videoclipuri despre acestea. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like acolo. Cam atât. Pa, pa!